ce sunt progresiile aritmetice și cum ne poate ajuta cunoașterea lor în viața de zi cu zi. Să ne imaginăm următoarea problemă. Într-o pepinieră se plantează puieți de brad. Pe primul rând se plantează 4 brazi, apoi pe fiecare rând cu 3 brazi mai mult față de rândul anterior. Vă propunem să încercăm să răspundem la următoarele întrebări. Câți puieți se plantează pe al 11-lea rând? Pe ce rând sunt 46 de brazi? Câți brazi are pepiniera dacă știm că s-au plantat 101 rânduri? Există un rând cu 218 brazi? Se poate răspunde la aceste întrebări și fără să cunoști ce este o progresie aritmetică. Spre exemplu, poți însemna pe o foaie de hârtie rândurile și câți brazi vor fi pe fiecare rând. Pentru problema de față, s-ar putea însă ca o foaie de hârtie să nu fie suficientă. În plus, îți va lua destul de mult timp până vei însemna fiecare brăduț de pe cele 101 rânduri. Este mai simplu și mai eficient să utilizezi formulele de calcul pentru progresii aritmetice. Dacă notăm cu AN numărul brazilor plantați pe rândul N, N fiind un număr natural nenul, vom obține următoarele numere. A1 egal 4, numărul brazilor plantați pe rândul 1. A2 egal 4 plus 3 egal 7, numărul brazilor plantați pe rândul 2. A3 egal 4 plus 3 plus 3 egal 4 plus 2 ori 3 egal 10, numărul brazilor plantați pe rândul 3. Remarcăm că se desprinde un tipar ce poate fi scris matematic astfel. AN egal 4 plus N minus 1 ori 3, numărul brazilor plantați pe rândul N. Acum că am dedus formula, înlocuind în relația de mai sus N cu valoarea 11, vom obține răspunsul la prima întrebare a problemei. A11 egal 4 plus 11 minus 1 ori 3 egal 34, numărul brazilor plantați pe rândul 11. Acum ne propunem să aflăm răspunsul la a doua întrebare și anume, ce rând conține 46 de brazi? Poți pune pauză pentru a afla singur răspunsul. În relația AN egal 4 plus N minus 1 ori 3, avem cunoscută valoarea termenului AN, aceasta fiind 46. Aflăm N în urma rezolvării ecuației. 4 plus N minus 1 ori 3 egal 46. N minus 1 ori 3 egal 42, N minus 1 egal 14, N egal 15. Deci, pe rândul 15 sunt 46 de brazi. A treia problemă pe care încercăm să o rezolvăm este să aflăm numărul total de brazi plantați în pepiniera cu 101 rânduri. Practic, trebuie să aflăm care este suma termenilor progresiei. A1 plus A2 plus A3 plus puncte puncte plus A101 egal... În loc să facem atâtea adunări, folosim un truc matematic și transformăm totul într-o înmulțire. Suma termenilor unei progresii aritmetice SN, care respectă un anumit tipar, este dată de produsul dintre numărul termenilor și media aritmetică a numerelor din progresie. Iar media aritmetică o aflăm dacă adunăm primul termen și ultimul termen din șir și împărțim totul la 2. Puteți pune pauză pentru a vă gândi care este următorul pas în rezolvarea problemei. Cred că ați ghicit. Trebuie să calculăm mai întâi numărul brazilor de pe rândul 101, ceea ce e foarte simplu acum. A101 egal 4 plus 101 minus 1 ori 3 egal 4 plus 100 ori 3 egal 304. Acum că știm și ultimul termen din șir, e foarte simplu să răspundem la a treia întrebare. Puteți pune pauză pentru a da singur răspunsul. 101 ori A1 plus A101 supra 2 egal 101 ori 4 plus 304 supra 2 egal 15.554. Pentru a răspunde acum și la ultima întrebare, există un rând cu 218 brazi, mai întâi să o transpunem matematic. 4 plus N minus 1 ori 3 egal 218. N minus 1 egal 214 supra 3, N egal 72,33. Răspunsul este negativ, pentru că, în cazul în care AN egal 218, ecuația nu are ca soluție un număr natural.
În concluzie, putem spune că progresia aritmetică este un șir de numere reale, AN, unde N mai mare sau egal cu 1, în care fiecare termen, începând cu al doilea, este obținut din precedentul prin adunarea aceluiași număr real R. Diferența dintre un termen al progresiei aritmetice, începând cu al doilea, și precedentul său din șir, este aceeași și se numește rația progresiei aritmetice. Termenul general al progresiei aritmetice, sau termenul de rang N, se notează AN și este dat de formula AN egal A1 plus N minus 1 ori R. Suma primilor n termeni dintr-o progresie aritmetică se notează cu Sn și se calculează folosind formula aflată anterior, produsul dintre numărul termenilor din progresie și media lor aritmetică. Acum că am luat o gură de oxigen din pepiniera de brazi, vă propunem să tragem aer în piept și să găsim și alte trucuri matematice care să ne ajute să rezolvăm situații din viața reală.